Continuăm să discutăm. L-am văzut și pe Andrea Mandorlini, celălalt antrenor italian din România. Sunt doi, nu? Cristiano Bergodi, bunul prieten. Da. Și Andrea Mandorlini. E un antrenor meu, un prieten bun, nu? Acum, la Rapid, înainte. Și Mandorlini? Și Mandorlini e foarte bun ca antrenor. Nu a avut rezultate în ultimul perioadă în Italia, dar a fost mereu un antrenor care a fost mereu la top. Și are o experiență desăvârșită, mai ales s-a văzut aici la CFR, unde se spunea că se prăbușesc după Dan Petrescu, au adus jocători importanti. Știi ce e interesant? Jucători foarte mulți români care au crescut în Italia. Dacă vedeți o chestie particulare care a făcut Mandorlina CFR, a adus jucătorii, dacă vedeți, numai cu talie. Pentru că în afara, dacă vedeți, ați văzut, nu degeaba, pentru că în afara, când te aduci, mă lezi, acolo obiettivo era și cupele europee, e trebuie să ai Italia, che non poate merge numai cu pitici, che n-ai cum. Atunci, e foarte fizic. Pentru că Hagi n-a fost... Păi sunt. No, eu îi spune, majoritatea, după normal că construiesc Messi la fel. Adică trebuie să ai Italia când merge a fare, că e un fotbal fizic. Chiar și Maradona n-a fost... Sai Italia sau Italia? Italia. De Zerbi, cu școala italiană, vedeți unde e, cu echipa mică. De Zerbi care a trecut și pe la Cluj. Ma vedeți cu echipa mică cum e. Auzi, Renzo, dar poate multă lume nu știe. Poți să ne spui cine ești tu de fapt, cine e, care e povestea ta în România? Cum ai venit? Ba da. Și cum te-ai... Da. Vabbè, ma nu pierde toată emisiunea. Nu pierde, lungă. Zine măcar așa că... No, simplu, eu am venit aici când am terminat de juca fotbal în Italia, în 95. A fost prima dată că am venit aici că am făcut un business cu un prieten, o societate de trading. Am venit aici și faptul mi-a plăcea fotbal, normal că din Italia am mers să la meciurile aici. Da. Văzând meciurile am cunoscut niște persoane, că după eu am aflat că erau persoane din fotbal. Am mers într-un continuare prin prietenii la un meci la FC Naționale, unde președinte era Constantin Iacob, acolo. Când a început acolo, Constantin Iacob, după că l-am cunoscut, mi-a spus, Renzo, ajută-mă să aduc un antrenor din Italia în afara din circuitul care e aici la noi. Eu am vorbit imediat cu Bergodi, că noi suntem ca frați, am crescut împreună. El era la Lecce cu Gregucci. Dice, uite, sună pe Rambaudi, collega lui, că eu sunt la Lecce. După că am terminat, după două zile, era un weekend, am sunat Cristiano, el m-a sunat, m-a spus, dice, uite, dacă tu ești acolo, vin și eu că am dat demisia. Atunci am venit aici, l-am prezentat și m-a spus, dice, da, dar începe împreună. Dico, dacă tu consideri, dice, bineînțeles. Atunci de acolo am început toată situația împreună. Da. Frumos. Da. Și chiar acum, chiar l'altă ieri am vorbit cu Cristiano, vorbesc. Mie îmi place mult. E un antrenor bun. Da. Ce am învățat noi la Coverciano, ce mie îmi place, sunt două feluri de antrenori. Cristiano e care îmi place mie, adică sunt două feluri de antrenori. Unul e un antrenor care pregătesc meciul toată settimana în funcție de avversario și după, indiferentemente cum joacă, ce se întâmplă duminica, el face ce a făcut. Și sunt al doilea mentalitate de tipul de antrenor, care el pregătesc în funcție de avversariu toată settimana antrenamentul, dar faptul e fotbal are variante, știe să observa e anumite mișcare care se întâmplă, anumite situații care se întâmplă în cursul meciului, știe să le observa, să le ajuste și să se modifică. Rămânând mereu cu mentalitate că echipa lui are jocul propriu. E asta e jucătorul, antrenorul care îmi place mie. Cristiano e asta. Din care? E al doilea. Nu, asta care știe, se observă, știe, se schimbă. Și Mandorlini? Și Mandorlini, pe de școală italiană, da, de fapt ați văzut. Păi, dar de ce ne spui tu, e important antrenorul la echipă? Cum să nu fie important? Cum e?
Antrenorul e important la o echipă, zice. Păi sunt vreo 4-5 echipe în România care n-au antrenor, au patron doar. Nu, și-s conduse de patron. Nu, nu, nu. Și vedeți, se vede, atunci, vă spun eu chestia, voi, eu știu. Cu noi, eu am o relație foarte bună cu domnul Becali, prin care respect. Da, foarte bun. Și când noi am fost acolo, domnul Becali nu s-a apucat deloc. Probabil că acum s-a schimbat. Nu s-a amestecat. Nu s-a amestecat deloc, pentru că noi am vorbit din sartă cu domnul Becali. Și eu vorbeam, eu vorbeam cu Bergodi. Da. Nu uitați că Bergodi a plecat de acolo. De el. L-a dat afară din vestiar, din urmă. Nu e chiar așa, nu e chiar așa. Te spun o chestie, cum ai spus tu, multe lume nu știe. Domnul Becali mie la palatul, după m-a cerut scuze. Pentru că eu am vorbit deschis cu domnul Becali și i-am mai spus, domnul Becali, și voi ați greșit, asta, eu aveam această relație. Faci asta de două, trei ori, greșit. Dar nu poți să-i dai toporul în cap unuia și după aia să-i ceri scuze că ți-am știi? Nu, normal, mă, acolo așa, sunt orgolii. Cristiano e un tip orgolios, domnul Becali e un tip orgolios, prin care acolo... I-a cerut scuze cui? Ție sau lui Bergodi? A? Cui a cerut scuze? Ție mie, sau? Mie, eu, ma e implicit, dar foarte frumos, a recunoscut că este asta. Pentru că i-a văzut. Noi am avut 12 meciurile, din care una sau două înfrangere și 10 victorie. I-am calificat după a venit domnul Stoichiță, dacă vă aduceți fanii. Da, da. Cu echipa că nu era, era construită. Cu plățile la zi, asigurat. Cu plățile la zi, nu era. Acolo problem. Totdeauna a fost așa. Apropo că tot l-am pomenit, astăzi a vorbit domnul Becali, întâlnirea de lună, ca să zic așa, cu reprezentanții presei. Mergem acolo pentru declarații și le prezentăm în cadrul emisiunilor. Se referă la mai multe subiecte, patronul FCSB-ului. E diferență de valoare între noi și celelalte echipe, adică din, și Craiova și Rapid, e mare diferență. Mai ales foarte rapid, de mare diferență față de Farul. Și atunci ai diferența asta de 7 puncte, n-au cum să recuperezi. De-aia spun că ce fere, că e 3 puncte, hai, mai merge cum mai merge. Dar n-au cum să recupereze. Și să mai 7 puncte, cum să recuperezi cu o echipă care e mult mai valoroasă ca tine? Se va îndânci diferența. Și atunci noi ne bate cu CFR-ul. CFR-ul e o echipă care v-am spus, dacă ai, știi să joci cu ei, să pasezi, să ții posesia, că dacă le dai mingea, sunt periculoși, foarte puternici, fizic, dau goluri. Simțiți că este titlul mai aproape ca niciodată în acest sezon? Este că e mare diferență de valoare între noi și ei, adică din toate punctele de vedere. Acum eram noi în apărare, acum am rezolvat și în apărare, vine și Chiriche și am rezolvat și compartimentul de apărare. În mijloc nu mai spun că avem cel mai bun mijloc. Atacul iar, cel mai bun atac. Bine, trebuie să luăm neapărat un atacant, adică 100% iau un atacant în iarnă. Nu se poate așa. Au luat o tichitaca asta de Barcelona și s-a implementat la toată lumea fotbalul de pas de tichitaca. Țac, țac, pas, pas, din prima. Nu mai merge. Aaa, ce face Coman, e altceva. El acolo când este, că nici Coman, ai văzut Coman când era el la mijlocul tău, el dribla, bă, pe ce driblezi? Și eu dai lui ăla. Acum el când e în 16 metri, când e în careu, driblează, e altceva. Scoți 11 metri, dai un pas, adică e altceva. Bolixandru, el nu se știe unde, dar el va fi titular. Ori fundaș central, ori mijlocaș, el va fi titular. Șut a fost rezervă? Păi șut a avut nu știu ce probleme. Șut e numărul 1 al echipei. Dar nu l-a chemat la național? Da, șut. Nu mă interesează pe mine. Fiecare cu treaba lui. El are cu naționala lui. Eu spun, Șut este cel mai bun jucător, cel mai important jucător, nu cel mai bun. Al echipei noastre FCSB este Șut. El este pionul principal. Peste Coman, peste Olaru? Peste. Șucu este cam ca Copos, om cu minte. Adică Copos era om cu minte. Copos nu cita cu nimeni, n-aveai treabă cu el. Și acum, el om cu minte. El... Băi, e și el, adică om de afaceri, e mai tânăr ca mine, vrea și el, adică normal, ce vrei, stai cu omul din gură? Mai zice și el, dar numai că nu știe aici. Că el e un capabil, a demonstrat, un afaceri, ce face? Numai că la fotbal îl voi spulbera, praful voi face. Balaș dă declarații de astea șmecherești, cum era și ca arbitru. Dă niște declarații de astea viclene. Așa era și arbitru. Și el era cu CFR-ul până în dinți și până în oase. Și până în măduvă.
Și după aia ta-la-la nu-i convenea când zicea ceva de el. Mai ia pe mine și judecat că ta-la-la. Era și el praf, ai praf. Numai că nu vrea să se recunoască. Hai mă, dă ăștia ca Balaș. Da, asta o să răspund lui Balaș. Adică numai declarația lui o vedeți voi și vă dați seama de prostia lui. Dumneavoastră a spus că vreți să-l angajezi la FCSB. Da. Îl mai luați? 21 de zile, după 21 de zile îi dă regimul. O să fie regimul deschis, că n-are cum să-i dea altul regim. O să pun cerere, că n-ai voie să ceri lupul, adică să zici, vreau să angajez la mine la FCSB un jucător care este el fotbalist, care cu tare, care nu știu ce, care a fost fotbalist, care a câștigat campionatul, care de-astea, așa, știi? Ce post va avea? V-ați gândit? Să taie frunză la câini pe acolo. Ne-am întors, l-am ascultat pe Gigi Becali vorbind despre mai multe subiecte, inclusiv despre subiectul lupul. Dan, scuză-mă, o secundă, vreau să spun ceva. Uită un lucru, domnul Becali, cu arbitrii, foști arbitri angajați în fotbal, chiar e o problemă din punctul meu de vedere. Domnul Becali a încercat să sugereze că Balaj, cât a fost arbitru, i-a ajutat pe CFR Cluj și apoi s-a angajat acolo. Dar nu vede bârna din proprii ochi, domnul Becali. Și da, are două exemple. Argăseală și Tudor. Adică e atât de evident totuși și de clar, ăla nu e bun că a făcut treaba aia. Dar tu că ai făcut chestiunea asta, e în regulă, da? Nu, stai puțin, eu sunt de acord. Și cu Tudor și cu Balaj, pentru că au fost șef de generație. Chiar au fost șef de generație. Trebuie să, după generația noastră, ei au urmat și uite că fac și treabă. După sunteți de acord cu ce? Cu Balaj, sunt de acord că Balaj face, a făcut treabă bună și face treabă bună la Cluj. Dar nu, doar că... cu Argăsară n-am nicio... sunt de acord cu tine. Dumneavoastră ați fost conducător la un moment dat la Craiova, nu? Da, și vă întreb din experiența pe care... Categoric. Da, și că la Timișoara. Și la Timișoara. Da, și să știi că am făcut... Acolo sunt niște exemple, spuneți-mă, Nanelu. Pot fi date niște exemple. Voiam să întreb în ce măsură influența pe care ați avut-o că a fost arbitru, a simțit-o... Nu neapărat să merge să le spuneți dumneavoastră ceva arbitrilor, că nu mă gândesc că făceați asta. Dar că aveau un respect foarte mare pentru dumneavoastră și arbitrau altfel. Sau dumneavoastră ați făcut cariera asta de conducător, ați îmbrățișat-o pentru că v-a plăcut dumneavoastră. Te faci că nu înțelegi de ce erau angajați? Pentru influența arbitrajele. Și erau plătiți pentru ce au făcut pentru echipele la care au fost angajați. Uite, vreau să spun ceva? Nu vorbesc de Nanelo. Uite, vreau să spun ceva. Vorbesc de ceilalți. Eu am avut o calitate foarte bună și pe unde am fost, am luat foarte mulți jucători și i-am transferat, dar nu i-am luat niciodată și nu i-am transferat până nu m-am dus eu să-i văd. Eu m-am dus să-i văd, 1-2 jocuri, 3 jocuri și după aceea am spus, luați-l pe ăsta. Nimeni n-a dat greș cu niciun jucător pe care l-am transferat eu la aceste 3 echipe pe care le-am mai enumerat mai înainte. Asta era principala mea sarcină sau preocupare, să mă duc să caut jucători pe posturile care eram deficitari. Exact. Și să pot să îi transfer. Și unde mă duceam? Știi câte meciuri de divizia C vedeam eu? Nu scăpam meci de divizia C și B. Asta e și actual. Danelu, asta ai făcut matale, dar hai să nu uităm mortul de pe Academie, da? Știi vorba aia. Matale, ți-ai făcut treaba de manager și, da, ei, asta sugerează domnul Becali, au fost luați de Balaj, de exemplu, că are influență în arbitraj și care răsplată pentru ce a făcut pentru CFR Cluj. Asta ne spune Gigi Becali. Eu îl cunosc bine pe Balaș. Dar uită că are doi oameni în club aduși la fel. Uite, știi ce se întâmplă? Când ajungi un arbitru mare și Balaș a ajuns un arbitru mare. Eu nu spun că a făcut sau nu. E greu să te duci la unul să-i spui, bă, hai, ajută-mă că sunt acasă. Nu știu, nu văd. Asta mă gândesc și eu. Și eu zic același lucru. Din ce am cunoscut eu, domnul Balaj, cred că și eu e același lucru. Pentru că statutul lui care a avut da, un statutul. Și el și Tudor. Am văzut eu alți conducători care au făcut arbitrii pentru ei lucruri extraordinare. N-au nicio tangență cu arbitraj. Așa că e o carte. Bine, da. Ne întoarcem după o altă scurtă.